Noul tip de coronavirus provine de la Liliac. Studiile genetice mai arată că există însă o gazdă intermediară de la care s-a transmis la om. Precizările au fost făcute joi de Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie, într-o conferință de presă. Studiile genetice arată că sursa este un coronavirus de proveniență de la Liliac, dar a mai existat o gazdă intermediară de unde s-a transmis la om. Acea gazdă intermediară nu a fost identificată încă, însă, se numai, nu, anului nu. Anului? Da, mă rog, acum ce se vechi, nu s-a confirmat, deci haideți să vedem care este gazda, uh, gazda intermediară și e foarte important pentru că strategia pe care o aplică autoritățile de sănătate publică de peste tot în general și din China în special, se referă la întreruperea lanțului de transmitere. Ori întreruperea lanțului de transmitere înseamnă că tu trebuie să știi de la cine poți să te îmbolnăvești. Microbiologul a afirmat că un studiu realizat în China pe 107 cazuri de persoane infectate cu coronavirus, dar care nu oferă certitudine, arată că ar exista două forme ale acestui virus. În urma acestui studiu au rezultat două forme, S și L, de virus de nou coronavirus, dar nu există o certitudine că într-adevăr discutăm despre două tipuri diferite de virus, pentru că, vă spuneam, numărul de cazuri este redus. Acolo este o concluzie care se potrivește oarecum cu cea pe care o regăsim într-un raport mult mai vast, făcut pe aproape 70.000 de cazuri de către Organizația Mondială a Sănătății, referitor la două modele de transmitere. Un model de transmitere care s-a observat în orașul Wuhan, cu un număr mare de cazuri. A apărut într-un timp relativ scurt, și pe un areal nu foarte extins, și care a semnalat foarte multe cazuri grave cu mortalitate mare, pentru că a afectat predilect persoane vârstnice sau cu comorbidități. Ăsta a fost unul dintre modelele de transmitere. Cel de-al doilea model de transmitere a fost în zona înconjurătoare, regiunea Hebei din China, care înconjoară acest oraș, unde Cazurile au fost mult mai răspândite, deci n au fost concentrate, la fel ca în, regiunea, în orașul Wuhan, iar acolo afecțiunea a fost mult mai ușoară, a afectat de obicei persoane tinere și mortalitatea a fost net inferioară. Alexandru Rafila a declarat că testele de biologie moleculară pentru identificarea noului tip de coronavirus sunt concludente. Riscul este mic să fie fals pozitiv pentru că sensibilitatea și specificitatea testelor este ridicată, au 90, peste 99% sensibilitate și specificitate. Este adevărat însă, pentru că după momentul zero, când la începutul lunii ianuarie am avut o singură tip de test care a fost recomandat de Organizația Mondială a Sănătății, era un producător din Germania, era primul de fapt care a făcuse acest test. Între timp au apărut mai mulți furnizori și ei identifică porțiuni genomice diferite din structura virusului Corona și probabil că există o testare care poate să le cuprinde pe toate sau să cuprindă unele dintre ele, nu știu să vă spun în funcție de fiecare spital ce tip de teste a achiziționat, dar în general testele de biologie moleculară nu prea dau rezultate false. Președintele Societății Române de Microbiologie a mai precizat că în situația în care vor apărea foarte multe cazuri de coronavirus, cele ușoare și medii vor fi tratate la domiciliu, după exemplul altor țări.